Bașcanul de la Comrat Irina Vlah l-a informat pe președintele Consiliului European Donald Tusk că Găgăuzea nu va accepta integrarea europeană a Republicii Moldova și îndepărtarea de Rusia. Locuitorii din autonomia Găgăuze consideră că Republica Moldova ar trebui să stabilească relațiile sale cu Federația Rusă la nivel de parteneriat strategic, a precizat Vlah în cadrul ședinței Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, la care a fost prezent și oficialul european. Pe de altă parte, guvernatorul Găgăuziei a admis că regiunea trebuie să mențină relații bune și cu partea partenerii săi europeni, notează gagauzinfo.md. Vlaha a subliniat faptul că găgăuzii sunt foarte bine informați cu privire la situația din zonă, sunt foarte mobili și se adaptează ușor la schimbări. Datorită deținerii și alte cetățenii a Bulgariei sau României, mulți dintre ei circulă liber în țările UE, se odihnesc, învață, se tratează și fac afaceri.